Da? Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne astăzi prezenți în biroul primarului municipiului Oltenița, domnul Mihai Țăbeștea, pe care îl salutăm cu drag. Bine v-am găsit, domnule primar! Bună ziua, bine ați venit și mă bucur tare mult că sunteți primul ziarist care intră, primul om de presă care intră în biroul meu de la începutul mandatului. Mă bucur tare mult, îmi doream să fac un interviu cu dumneavoastră, pentru că oltenițenii mi-au pus mie la radio și acum în campania electorală, umblând de colo-colo, multe întrebări referitoare la ce se întâmplă sau ce se va întâmpla, ce intenții aveți odată cu preluarea a mandatului domnului primar. Vreau să vă întreb, cum a găsit situația financiară în primăria Oltenița? Asta e una dintre întrebările puse de oameni. Am înțeles. Nu e nici foarte gravă, dar nici foarte pe roze nu suntem. Ceea ce vreau să atrag atenția încă de la început și sunt foarte dezamăgit de acest lucru, avem datorii foarte mari către operatorul de gunoi și operatorul de apă. Avem aproape 1.700.000, adică 17 miliarde datorii către Iridex și 800.000 de lei către Ecoacu. Lucru care mi se pare inacceptabil, având în vedere că aceste sume încep să fie înregistrate ca și debite începând cu anul 2023, ceea ce mi-arată mie că doar din rea voință nu au fost plătite aceste facturi. Acest lucru va îngreuna un pic activitatea de început de mandat, dar așa cum am promis oltenițenilor, nu mă voi plânge de ceea ce mi-a lăsat cel dinaintea mea și sunt pregătit să fac față oricărei provocări. Veți lupta pentru schimbarea prețului la apă? Bineînțeles. Bineînțeles, după cum bine știți, deja sunt ceva modificări în structura de conducere a operatorului Ecoacu. Da, a fost schimbat. Odată cu preluarea mandatului am intrat și în Consiliul Director al Ecoacu. Încă de la început am discutat cu președintele domnul Sava, primarul orașului Urziceni, cu domnul președinte Vasile Iliuță, dar și cu colegul meu Marius Dulce și ne-am propus ca pe parcursul anului 2025 să găsim o soluție care să ducă la scăderea facturii de apă. Din păcate, așa cum bine știm cu toții și am spus-o încă din timpul campaniei electorale, în anul 2022 vechea conducere a primăriei Oltenița a ridicat mâna și a votat pentru o majorare etapizată. Ultima majorare de apă a prețului apei va fi începând cu ianuarie 2025. Din păcate, timpul acesta foarte scurt, de la sfârșitul lunii octombrie, mai precis din 24 octombrie când am preluat mandatul de primar, până la finalul anului, nu va permite să stopez această majorare a prețului apei. Dar, pe parcursul anului 2025, cu siguranță vom identifica soluții ca factura de apă să fie mai mică decât cea din prezent. Am încă o întrebare din partea oltenițenilor, domnule primar. Veți face schimbări în rândul angajaților din primărie pentru mai bună rentabilizare a acesteia? Mi-au fost aduse foarte multe acuzații în ceea ce privește faptul că am venit la primărie cu gândul să dau afară. Nu vreau să dau afară pe nimeni, dar e clar, vreau să eficientizez activitatea primăriei, astfel încât serviciile publice pe care primăria Oltenița le oferă cetățenilor din Oltenița să se îmbunătățească. Și voi face tot ce va sta puteri ca aceste servicii să se îmbunătățească. Dacă parte din colegi nu vor înțelege că trebuie să facem front comun, că trebuie să ne schimbăm atitudinea vis-a-vis de cetățenii din Oltenița și nu se vor corecta cei care greșesc, cu siguranță vom fi nevoiți să ne despărțim de acești colegi, dar până la acest moment eu cred că nu este cazul și sper ca în continuare să nu fie cazul. Domnule primar, care sunt primele acțiuni ale dumneavoastră acum la început de mandat? Ce aveți ca priorități la început de mandat? Păi, prima prioritate și lucru care deja
ați observat și dumneavoastră, la intrarea în primărie s-a deschis. Asta înseamnă că toți cetățenii din Oltenița sunt liberi să ajungă în biroul primarului. După cum ați observat și pe pagina primăriei și pe pagina mea personală, am stabilit zile de audiențe, toată lumea mă ceartă de acest lucru și îmi spune că este prea mult, dar eu spun că este prea puțin față de nevoile oltenițenilor. Am stabilit audiențe în fiecare zi de la ora 9 la ora 11, dar vă spun cu sinceritate că de cele mai multe ori mă prinde, trecem de miezul zilei, trecem de ora 12 și încă am cetățeni care sunt dornici să vorbească cu mine, nu neapărat că sunt dornici să mă cunoască pe mine, ci pentru că au foarte multe nevoi, au foarte multe probleme și de foarte mult timp acești oameni n-au mai fost ascultați de către edilul Olteniței. Am văzut, domnule primar, că una dintre acțiunile dumneavoastră din zilele astea a fost întâlnirea cu comunitatea spăitorilor. Ne puteți spune ceva despre acest lucru? Da, îmi doresc să am astfel de întâlniri, mai ales cu comunitățile unde, datorită, eu știu, diferențelor sociale, există ceva probleme între comunitatea de spăitori și celelalte comunități din Oltenița. Am considerat că este oportun să merg către dumnealor încă de la început și să le transmit câteva lucruri. Unul din lucrurile pe care le-am transmis acestei comunități a fost acela că vor avea respectul meu cu condiția ca și dumnealor să arate respect și față de lege, și față de instituția primăriei, dar și față de ceilalți cetățeni ai comunității noastre. Veți lua măsuri față de acest fenomen al lor, mă refer la anunțile de care se țin în plină stradă. În ceea ce privește nunțile, le-am spus în felul următor. Pentru că trebuie să fim sinceri cu noi, fiecare dintre noi, în anumite perioade ale anului, de zile onomastice, de mai facem câte o petrecere și mai dăm câteodată muzica mai tare. Dar e adevărat, în cazul nostru, aceste lucruri se întâmplă extrem de rar. E o tradiție în ceea ce privește nunțile de spăitori care durează undeva la 3 luni de zile și în special vara. Le-am zis că voi fi de acord cu aceste nunți cu condiția ca ele să desfășoare în curțile lor fără să mai fie nevoiți, să mai fim nevoiți să blocăm străzile sau trotuarele, iar nivelul de sonorizare este unul acceptabil și pentru o perioadă de timp extrem de scurtă și într-un interval orar care să nu coincidă cu intervalul de odihnă al oamenilor. Dacă ei vor alege să respecte și să înțeleagă că trebuie să se comporte în mod civilizat, să respecte cealaltă parte a comunității noastre, atunci își pot duce la bun, își pot face această tradiție pe care ei o au. E foarte bine ceea ce spune domnule primar. Și acum, la final de interviu, aș vrea să transmiteți un mesaj oltenicienilor ca la primul interviu la Radio TV Oltenița. În primul rând să le mulțumesc încă o dată pentru votul de încredere pe care mi l-au arătat în 9 iunie 2024 și să îndemn să își păstreze aceeași conduită și aceeași încredere în mine, să fie alături de mine la cele 3 tururi de alegeri, pentru că pentru mine personal, dar și politic, sunt foarte importante, pentru că doar în momentul în care voi avea un scor foarte bun la alegerile prezidențiale și la alegerile parlamentare, pot merge către București și către județ, către Călăraș, astfel încât să obțin finanțări pentru proiectele care mi le-am propus să le dezvolt în comunitatea noastră. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez tot binele din lume. Și noi vă mulțumim! Mulțumesc!